Iată. Deputați în campania de calificare la europene aici, la Cluj. Cum se anunță meciul cu Bosnia și debutul preliminarilor? În primul rând mă bucur că este la Cluj, în sfârșit se aduce și lotul național în Ardeal. Meciul foarte important, normal, fiecare meci este important. Și Bosnia nu am jucat niciodată împotriva lor cu lotul. Nu prea știm mare lucru, dar avem noroc cu antrenorul care le cunoaște pe toate. Meci greu, normal, fiecare meci este greu. Dar sper că faptul că jucăm acasă ne va ajuta mai mult și energia publicului va fi al șaselea jucător pe teren. Pentru tine este un sentiment special, ești de aici, din zonă. Cum va fi să joci în fața publicului local? Este un sentiment foarte frumos, mai ales că toată familia poate să vină și am și jucat la U când eram mică și sper ca oamenii să reușească să vină la meci și să ne arate suportul lor. Nu pot, deci sunt chiar foarte fericită că este la Cluj și am sperat pentru acest moment de mulți ani. Handball a umplut aici sala polivalentă de două ori, și la trofeul Carpați și la barajul cu Serbia. Când veți umple și voi o sală de 7500 de locuri? Când sau sper? Când. Când? Eu sper că sâmbătă, când jucăm cu Bosnia. Știu că s-a făcut o campanie de promovare a meciului și sper ca lumea să vină, mai ales și Flori este din Cluj. Multe jucătoare din lot au jucat la Cluj și sper să-și aducă lumea aminte de noi și mai ales este un meci important cu lotul național și chiar îmi doresc să vină toată lumea la meci. O parte din jucătoare au avut deja experiență pe plan internațional și tu joci în străinătate. Vă ajută acest lucru? Normal, cred că cel mai important este din punct de vedere al mentalității. Când joci afară, mentalitatea este puțin schimbată comparat cu cea din România. Și faptul că tot mai multe jucătoare din lotul național joacă afară ajută foarte mult echipa când se reunește. Este total o altă mentalitate și un alt spirit de luptă pe teren. Mai ales și pentru un exemplu pentru cele mici care vin din spate, care încă n-au avut oportunitatea să joace în afară. Ați participat anul acesta la un campionat european, n-ați avut, să zicem, un parcurs formidabil acolo, însă bănuiesc că a fost o experiență utilă. A fost o experiență bună pentru noi. Știu că n-am avut rezultate, dar a fost un pas înainte pentru felul în care am jucat, felul în care ne-am luptat și felul în care mentalitatea începe să se schimbe puțin comparat cu cea din trecut. Știu că trebuie să câștigi meciuri ca să se uite lumea la tine, dar pentru noi chiar a fost un pas înainte și sper ca înfrângerile din vară să ne ambiționeze mai tare pentru meciurile de acum. Cum vezi această campanie de calificare, în afară de meciul cu Bosnia, ce se anunță? Păi avem Israel și Turcia. Fiecare meci este greu, știind rezultatele care le-am avut din trecut. Dar intrăm pe teren cu gândul de a câștiga, normal. Când intrăm cu gândul de a pierde, ar trebui să ne lăsăm de sport. Fiecare meci este greu, dar vom lua fiecare meci cum vine, nu ne gândim la următorul meci și să luptăm și să dăm tot ce putem. Multă baftă! Mersi mult! Mersi mult, Gabi!